Penultima etapă din campionatul județean de fotbal Liga a patra programează două jocuri extrem de interesante, considerate a fi adevărate derbiuri. Cel mai interesant se va disputa la Buzoești. Liderul seriei Victoria primește vizita echipei CS Mioveni 2. Gazdele nu trebuie să facă niciun pas greșit dacă vor să termine prima parte de campionat pe prima treaptă a clasamentului. Pe când oaspeții din Mioveni, cu o nouă conducere tehnică în persoana lui Iulian Preda, își doresc să uite cât mai repede înfrângerea din etapa trecută în fața Unirii Bascov. Astfel, stând lucrurile, partida de la Buzuești se prezintă încă de pe acum una extrem de disputată. Gazdele dorind cu orice preț să termine turul de campionat, fără nicio înfrângere. Lucru ce ar însemna un record pentru actualul lider al clasamentului. O altă partidă de interes pentru iubitorii fotbalului se va disputa la Berevoiești. Echipa locală Gloria întâlnește pe propria arenă formația Olimpia Suseni. Galben Negri dorind să continue pe linia rezultatelor favorabile după victoria cu 5-0 din urmă cu etapă în fața celor din Micești. Ocupantele locurilor 2 și 3 în clasamentul seriei FC Argeș Pitești și Unirea Bascov au de disputat jocuri ușoare, chiar pe propriile arene. Astfel, echipa suporterilor piteșteni primește vizita penultimei clasate Viitorul Ștefănești, iar Unirea Bascov va întâlni pe teren propriu echipa Sporting Pitești. Cele două formații din fruntea clasamentului nu au cum să se împiedice în jocurile pe care le-au de disputat în această etapă, mai ales că vor evolua pe propriile arene. Jocurile din cadrul etapei a 10 a Liga a 4 -a, se vor desfășura după următorul program. Liga a patra, etapa a zecea. ASE Micești 2002, CSD-le repitești. ASE Micești 2002, CSD-le repitești. Gloria Berevoiești, ASE Olimpia Suseni. ASE Victoria Buzoiești, CS Mioven 2. se Unirea Bascov, CS Sporting Pitești. ASE Vulturii Priboieni, CS Rucăr. ASE Fecea Argeș Pitești 1953, ASE Viitorul Ștefănești 2007.